Aceasta este introducerea temei din această seară, pe care eu am intitulat acest studiu biblic, Cataclismul economic, la care vom participa, vrem noi sau nu dorim noi. Vreau să citesc câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, capitolul 21, începând cu versetul 25. Dacă doriți să vă ridicați, să dăm onoare cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune astfel: vor fi semne în soare și în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Amin. Să ocupăm locurile. Așa cum spuneam, subiectul din această seară l-am numit Cataclismul economic. Ucenicii l-au luat pe Domnul Iisus Hristos de o parte și
l-au întrebat și au pus întrebarea aceasta: Doamne, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Am vrea să știm, pentru că este foarte important pentru noi să fim pregătiți atunci când tu vei veni. Care va fi semnul venirii tale a doua oară? Și Domnul Iisus Hristos a început să spună ucenicilor mai multe semne care vor preceda venirea Lui a doua oară. Pe măsură, deci, ce ne apropiem de venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos, națiunile lumii, spune Sfânta Scriptură, vor fi în haos, vor fi într-o totală degringoladă. Vor fi semne în lună și în soare și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă. Aș vrea să vă atrag atenția aici la două cuvinte foarte importante din textul acesta, și cuvintele acestea sunt strâmtorare și nu vor ști ce să facă. Două expresii foarte importante. Iată ce spune Biblia de la 1648: și pe pământ tânguirea păgânilor, strâmtorarea pentru neamuri, tânguirea păgânilor, și pentru lipsa sfatului, pentru lipsa unor sfaturi, unor îndrumări, unei lumini în confuzia aceea generală care va fi. De fapt, sunt două cuvinte în limba greacă care sunt foarte interesante și care aș vrea să vă atrag atenția. Primul este sunochi, care înseamnă stres, strâmtorare, tulburare, necaz, situație fără ieșire. A fi strâns din toate părțile, nu poți să ieși dintr-o situație fără ieșire. Aceasta urmează să fie între neamurile pământului. Națiunile pământului vor fi cuprinse de această strâmtorare. Al doilea cuvânt foarte important din textul acesta este aporia, care înseamnă perplexitate, confuzie, lipsa unei soluții, dilemă, problemă. Deci va fi așa o strâmtorare între neamurile pământului și nu va exista nicio soluție. Nimeni nu va avea o lumină, nimeni nu va ști să dea un sfat. Așa cum spunea Biblia de la 1648, prima Biblie tradusă în limba română, va fi tânguirea păgânilor, păgânii, oamenii, națiunile pământului se vor tângui pentru că lipsește sfatul, lipsește o idee, lipsește o lumină. Nu va fi nimeni să dea o soluție pentru confuzia aceea generală în care se găsește lumea. În mod precis, o asemenea terminologie se referă la această confuzie formidabilă în care există lumea contemporană astăzi cât privește finanțele ei. Iată ce spunea cineva, un om foarte deștept, care a zis așa: dați-mi controlul banilor unei națiuni și nu-mi pasă cine face legile ei. Dați-mi banii unei națiuni și nu-mi pasă de toate legile. Nu mai există nimeni mai puternic decât mine, cu alte cuvinte. Eu am să dictez peste națiunea respectivă. Problema financiară, deci, este o problemă de control pe care îl dețin cei care au bani. Oamenii cu bani, unde sunt bani, regula de aur, nu? Cine are aurul face regula. Finanțele lumii se complică pe zi ce trece tot mai mult. Ele sunt înțelese de tot mai puțini oameni, de numai o elită de specialiști sunt aceia care înțeleg situația financiară a lumii. Este o complexitate așa de uriașă, încât aproape nu mai înțelegem deloc despre ce este vorba. Foarte mulți, când aud cuvântul bursă, deja de la cuvântul ăsta ne-am pierdut și nu înțelegem deloc ce e cu ăștia. Dow Jones și alte indicatoare din astea economice ne lasă în totală confuzie. Pentru că lumea în care trăim noi este o lume extrem de complexă și numai niște elite intelectuale, oameni foarte bogați, stăpânesc, să zicem așa, secretul finanțelor mondiale de astăzi. Finanțele lumii, deci, sunt foarte, foarte complexe. Apostolul Pavel ne spunea foarte clar că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și această dragoste de bani care stăpânește pe elita
lumii noastre contemporane, îi face pe acești oameni să fie răi cu restul dintre noi care nu avem nici cunoștința și nici banii pe măsura lor. Cineva propunea că ar trebui schimbat pe dolarul american "In God we trust" cu "In greed we trust", nu? Noi ne încredem în lăcomie și nu în Dumnezeu, pentru că în ultima instanță lumea finanțelor de astăzi se încrede mai degrabă în lăcomie decât în Dumnezeu. Dacă s-ar teme de Dumnezeu și s-ar încrede în Dumnezeu, acești mari magnați ai finanțelor lumii s-ar purta altfel și lumea ar arăta altfel. Aș vrea însă să mergem mai departe și să vorbim puțin despre situația economică a lumii noastre și mai ales a Americii în care noi trăim. America a fost motorul economic al lumii și încă este. Iată ce spunea în enciclopedia aceasta care este la îndemâna noastră, fiecăruia Wikipedia: economia Statelor Unite este cea mai mare economie națională din lume. Produsul domestic brut, valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor produse de către o țară, a fost estimat la 14,3 trilioane de dolari. Aproximativ 25% din produsul brut al lumii întregi. Deci, practic, tot ceea ce se produce în America într-un an este un sfert din tot ce se produce în lumea întreagă. America este un sfert din bunurile și serviciile produse de lumea întreagă. Atâta se produce în America. De aceea, America este motorul economiei mondiale. Este cea mai mare economie din lume începând din 1870 și a rămas cea mai mare producătoare de bunuri materiale, reprezentând 19% din întreaga producție de manufacturiere a lumii. Deci din toate obiectele care se produc, din toate bunurile care se produc, 19% se produc de către americani. De aceea nu este de mirare că economia Americii dictează, de fapt, întreaga lume, economia întregii lumii. Dar dacă suntem așa de bogați și producem așa de mult, unde se scurg totuși banii acestei națiuni? Unde merg? Unde este canalul care înghite producția și bunăstarea acestei națiuni atât de bogate? Costurile tot mai mari ale războaielor înghit banii care îi produce această țară. Această țară se simte responsabilă să facă ordine în lume. Este nu numai cea mai mare putere economică, dar este și cea mai mare putere militară. Și atunci am devenit polițai lumii întregi. Dacă se întâmplă ceva rău în această lume, toată lumea întreabă, intervin americanii sau nu intervin americanii? Și am intervenit. Și ne-am dus din Afganistan în Irak și acum ne pregătim în Iran. Și am fost în Libia și suntem prin Africa și suntem peste tot și avem armate peste tot în Europa, în Asia, în Oceania, în insule, peste tot. Și războaiele acestea și această mașină militară înghite enorm de mulți bani. Creșterea aparatului de stat. Pe cum vine câte un președinte cu multă imaginație, mai numește câțiva țari, mai face câteva departamente și uite așa o ciupercă uriașă crește aparatul acesta de stat, care nu produce altceva decât birocrație și dureri de cap și consumă banii noștri pe care îi muncim în fiecare zi. Șomajul este o altă sursă care înghite. Pe măsură ce crește numărul celor care nu muncesc, statul furnizează unemployment la cei care nu lucrează și apoi, dacă ai o culoare potrivită cu cea de la Casa Albă, atunci șomajul tău este mai lung decât al celorlalți și sumele care le primești sunt mai grozave. Dacă ai noroc să fii și indian, nu? Atunci nu plătești nici taxe și ai mare binecuvântări în urma aparatul acestuia de stat care se îngrijește de noi. Urmează pensiile. Și dacă ești norocos să fii lucrat pentru stat, nu? Și ți-ai votat o pensie foarte fain și ai fost vreun politician undeva, ești la pensie cu vreo 200-300 de mii de dolari pe an sau pe lună uneori, nu?
pensie. Sunt pensionari de stat cu pensii pe care toate salariile și pensiile noastre la o altă nu reușesc să se ridice la suma la care iese domnul sau doamna la pensie, pentru că are o pensie grozavă și a votat-o singur. Datoriile noastre personale, care credem noi că sunt ale noastre, sunt ale noastre, da? O să le lăsăm copiilor noștri, o să le lăsăm următoarei generații, să adaugă la povoara aceasta financiară a națiunii. Inflația. Zilele trecute spuneau ăștia că leul, marele leu românesc, nu? Ron îl cheamă acum, pe leul ăsta românesc, s-a degradat, a devenit un leuț mai mic, era 4,4 euro. Zice că niciodată n-a fost așa de slab leul ăsta din grădina zoologică românească. Nu numai leul românesc, dar dolarul cade pe zi ce trece tot mai mult. Până acum canadienii se uitau cu invidie la dolarul nostru, acum dolarul nostru e aproape cât al lor, sau poate mai mic. Australienii la fel. Valoarea dolarului scade pe zi ce trece pentru că inflația, sau vorba românului, umflația, crește tot mai mult. Costul energiei, costul alimentelor, întrebați pe soția dumneavoastră costul pâinii, a ouălor, a laptelui și a celor alimente de bază, să vedeți ce se întâmplă. Odată cu creșterea benzinei de la pompă, cresc prețurile la toate alimentele care trebuie să fie transportate în ultimă instanță. Norocul nostru că am avut câte un președinte din asta care s-a gândit la noi. În 1935, președintele Roosevelt a zis că vrea să ne scape, să scape de națiunea americană de răul bătrâneții. A văzut în bătrânețe un rău și a vrut să ne asigure că este bună și frumoasă și a inventat acest program de Medicaid și Medicare. De atunci cheltuielile devin enorm de mari în medicina de astăzi. Tot m-am gândit și eu, de-abia aștept să ies la pensie, cred că mă pensionez cât mai repede posibil, să mai prind ceva din pensia asta, că s-ar putea să nu mai prindem deloc în anii care vin, pentru că toate aceste cheltuieli cu îngrijirea medicală de astăzi, asigurată de către statul american, nu fac altceva decât să fie neacoperite în primul rând, nu avem bani pentru ele, și apoi adâncesc mai mult datoriile Americii. Aici se duc banii, aici este canalul care înghite averea pe care o produce America. Cineva spunea că, în ultimă instanță, datoriile Americii arată ca un iceberg. Aș vrea să vă uitați foarte atent la icebergul acesta. Lucrurile le am în graficul acesta din 2009. Astăzi suntem 2012, 3 ani buni de atunci. Datoria americană care se vede, e aia deasupra. Așa? Este de 12 trilioane, scrie acolo, dar la ora actuală o să vedeți că este de 15 trilioane de dolari, că din 2009 președintele nostru a mai adăugat vreo 3 trilioane de dolari la icebergul ăsta. Ăia numai de sus, numai atâta se vede, atâta este, atâta se vede deasupra, datoria externă a Americii. Dar avem 118 trilioane care nu se vede, o datorie care nu se vede, formată din ceea ce v-am zis înainte, Medicare, pensii, Social Security datorii, 17 trilioane numai în Social Security datorie are America. De fapt, cineva a împărțit datoria asta pe fiecare dintre noi, avem deja o datorie de 383 de milioane de mii de dolari fiecare dintre noi. Deci dacă vă întreabă cineva câți bani datorați, aveți 383 de mii datorie. Asta pe lângă mortgage, asta pe lângă credit carduri, asta este, prin definiție, o datorie care ne-au făcut-o alții. Ne-a făcut-o statul american. Dacă aveți o familie de 4 membri,
puteți să contați pe $1.532.000. Atâta datorează familia dumneavoastră, dacă sunteți o familie de 4 membri, atâta este datoria la ora actuală pe care o avem pe familie. Situația aceasta este atât de complicată pentru că datoria curentă este de 15 trilioane de dolari, datoria care nu se vede, datoriile insolvabile, care nu le vom putea plăti, de 118 trilioane de dolari. Aș vrea să îi rog pe băieții de la computer să treacă pe acest website și vă invit, puneți-l și dumneavoastră acasă, pe computerul dumneavoastră și să vă uitați zilnic la el, să vedeți ce se întâmplă cu datoriile noastre. Este un ceas care merge în continuu în ceea ce privește datoriile Americii. Datoriile noastre cresc secundă de secundă. Uitați-vă cum merg cifrele. Este live. Este live direct pe acest website. Sus este 15.335.845.000 și sutele de mii, deja nici nu le mai pot spune că merg așa cum merg secundele, zecile de secunde. Aceasta este datoria noastră. Aici puteți să vedeți pe website-ul acesta, în fiecare secundă, ce se întâmplă cu banii Americii. La toate capitolele, uitați cum umblă toate cifrele, costul energiei, toate costurile, cineva a fabricat acest website care ne informează secundă de secundă ce se întâmplă cu banii Americii. Uitați-vă și speriați-vă, pentru că se întâmplă ceva îngrozitor în fiecare secundă cu noi înșine, cu viitorul nostru, cu viața noastră. Ca să înțelegeți un pic ce înseamnă această datorie, pentru că din moment, noi nici un milion nu știm ce e, nu? Am obiceiul să spun câte un frate așa care arată bine la 4 ace, așa, arăți ca $1.000.000. Și mă întreabă, dar cum e asta? Zic, nu știu că n-am văzut cum arată un milion, dar bănuiesc că arată bine ca tine, știi? La câte unul care îl văd așa mai înfumurat, îi spun $1.000.000 lipsă, în roșu, ca să-i desuflu balonul. Dar haideți să vedeți ce înseamnă cifrele astea, așa în volum, în imagini. Asta este o sută de dolari. Asta este, nimeni nu are probleme să înțeleagă ce 100 de dolari, nu? Înainte erau bani fine. Astăzi, dacă mergeți în România, apropo, și dați 100 de dolari la cineva, îl jigniți. Vă rog să aveți grijă să nu îl mai jigniți. Înainte era ceva, nu? Astăzi... 30 de lei, mare lucru, nu se întâmplă nimic. Asta înseamnă 10.000 de dolari, nu? Sună bine, pentru o vacanță de lux, să poți să cumperi o mașină uzată. Știți că 10.000 de dolari este aproximativ câștigul pe un an de muncă pentru fiecare persoană din această lume. Dacă se adună salariile tuturora și se împarte, cam ăsta este câștigul pe un an de zile a omului obișnuit, average person in this world. Muncești un an de zile și poți să cumperi o mașină uzată. 10.000 de dolari. Este câștigul mediu. Dacă mergem un pic mai departe, $1.000.000 așa arată. Arată destul de bine, dar dacă ai o geantă mare, cred că te descurci, nu? De fapt, este câștigul pe 92 de ani de muncă a unei persoane medie din lume. 92 de ani trebuie să lucreze X, fratele average din lume, nu? Fratele obișnuit din lume, ca să câștige banii ăștia, $1.000.000. Lucrurile sunt un pic mai grozave la 100 de milioane de dolari, nu? Arată grozav. Uite, la înălțimea unui om, un palet din ăsta așa pe care îl duci cu un stivuitor, 100 de milioane de dolari. Jos este 10.000 de dolari, acolo sus e milionul și 100 de milioane, așa arată, un palet din ăsta. Nu? Ar fi grozav să avem un unde însă în garaj. 100 de milioane de dolari.
Ce înseamnă însă un miliard de dolari, nu? Un billion de dolari. Ia uitați, ăsta este un miliard de dolari. Pentru ăsta ne trebuie camionul lui Marcel. Trocul lui Marcel, să-l încărcăm într-un troc din ăsta, un miliard de dolari, atâta înseamnă un miliard de dolari. Când auziți că Obama a cheltuit un miliard de dolari, înseamnă că a cheltuit un camion din ăsta de dolari. Dar când auziți că Obama a cheltuit un trilion de dolari, aș vrea să vă imaginați stiva aceasta de bani. Acolo este camionul Marcel. Ok? Lângă trilionul de dolari, lângă trilionul de dolari. Ok? Ca să vedeți mai simplu, este un stadion. Un stadion acoperit la înălțimea unui troc de acești paleți dubli de înălțime cu hârtii de 100. Ca să aveți imaginea, alături este un Boeing 747, care până nu de mult era cel mai mare avion din lume. Când Obama cheltuiește un trilion de dolari, cheltuiește un stadion din ăsta întreg de bani. Okay? De sute de dolari. Acum, dacă ne uităm la datoriile care le avem, ok? Astea sunt datoriile care le are America. 15 trilioane de dolari. 15 trilioane de dolari. Asta este Statuia Libertății, la scară. Deci, cât e un stadion, așa, aproape la înălțimea Statuii Libertății, hârtii de 100. 15 trilioane de dolari. Cred că le trebuie vreun an de zile să le transporte, dacă îi cer chinezii înapoi. 15 trilioane de dolari. Acum, dacă vreți să vedeți care sunt datoriile noastre, așa, astea sunt cele mai mari clădiri din America. The Twin Towers, care le-a dat jos Osama Bin Laden, nu? Jos, acolo este datoria de 15 trilioane. Și turnul acela uriaș sunt alea 118 trilioane la care noi suntem datori. Okay? Până n-am văzut imaginea în spațiu acestei datorii, cifrele astea mi s-au părut pur și simplu așa fanteziste. Uitați-vă la ele și înspăimântați-vă. Pentru că astea sunt datoriile noastre, datoriile Americii. Numai noi suntem datori. Aici sunt țările lumii care au datorii astăzi. Prima coloană aia lungă, de acolo suntem noi. După noi vine Japonia, care și ea are foarte mari datorii. Este Japonia, după Japonia este Germania, a treia, Italia, Franța, Marea Britanie, India, Brazilia, China, Canada și cei mai puțin datori sunt rușii. Se pare că stați mai deștept decât noi toți. Ok? Cel mai puțin datori sunt rușii dintre toate astea. Există un grafic cu cifre, dacă vreți, fiecare națiune, în funcție de produsul global, cât produce fiecare națiune și cât de datoare este ea. America este datoare cât produce ea într-un singur an. Celelalte țări însă stau un pic mai bine. Vreau însă să vă aduc aminte aici că în Spania, în Grecia și mai ales în Grecia acum, Grecia a trecut la 60%, să aibă datorii 60% din produsul ei național. Și a fost nenorocire. Și ați văzut ce s-a întâmplat și ce răscoală și ce revoluții s-au întâmplat în Grecia, pentru că Statele Unite ale Europei nu tolerează datorii mai mari de 60% din venitul național. Au făcut reduceri, au trecut la măsuri de austeritate și s-au creat toate răscoalele acelea care sunt. Știți că America are 100% din produsul național? Noi suntem mai răi ca și Grecia în ceea ce privește datoriile pe care noi le avem.
Aș vrea să vă spun că recent Guvernul Statelor Unite a aprobat să mai ridice un pic plafonul datoriilor, nu? Și în fiecare împrumuturilor, în fiecare an, Congresul și președinția se luptă să mai ridice un pic plafonul până unde pot să ia bani împrumut. Și-au ridicat-o acum la 16,4 trilioane de dolari. Probabil că e un pic mai sus, cu două, trei nivele, la muntele acela de bani, vis-a-vis de Statuia Libertății. Este o luptă continuă pentru ridicarea acestui nivel, pentru că, pe de o parte, democrații vor să cheltuiască tot mai mulți bani, pe partea cealaltă, republicanii vor să economisească și să oprească această cursă a datoriilor americane. Vreau să vă dau un citat din scrierile lui Lincoln și vă mărturisesc că atunci când am citit fraza aceasta din Lincoln, m-am speriat. Iată ce spunea Lincoln. Văd în viitorul apropiat o criză care se apropie și care mă neliniștește și mă face să tremur pentru siguranța țării mele. Ca un rezultat al războiului, corporațiile au fost întronate și va urma o eră de corupție în locurile de sus și puterea banilor acestei țări va fi sigură și va prelungi domnia lor acestor corporații în dauna poporului până când toată bogăția va fi cumulată în mâinile câtorva oameni și Republica va fi distrusă. Simt în acest moment neliniștea pentru siguranța țării mele mai mult ca oricând, chiar în mijlocul războiului. Scria în mijlocul războiului și bănuia că după acel război corporațiile Americii vor pune mâna pe putere, vor pune mâna pe bani, banii se vor concentra în mâna unor oameni puțini, marea majoritate a populației va suferi și lucrul acesta va distruge Republica în care credea din toată inima acest președinte american. Iată ce spunea un om inteligent, James Madison. Istoria ne învață că schimbătorii de bani au folosit orice formă posibilă de abuz, intrigă, înșelăciune și mijloace violente pentru a-și menține controlul asupra guvernelor prin controlul banilor și a emiterii lor. Schimbătorii de bani, zicea el, nu s-au dat înlături de la orice mârșăvie, de la orice nelegiuire, ca să mențină controlul națiunilor prin bani. Ați mai auzit duminica trecută citatul acesta din Rockefeller, care spunea foarte clar, suntem la granița unei transformări globale. Tot ce avem nevoie este o criză majoră potrivită și națiunile lumii vor accepta noua ordine mondială. Se pare că criza majoră potrivită pentru această schimbare radicală este criza financiară, care cred că într-un mod foarte artificial a fost creată pentru ca această nouă ordine mondială să vină. Este foarte clar din tot ce se întâmplă în jurul nostru că această criză nu este o criză numai americană. Este o criză a tuturor neamurilor Pământului. Deja locuim într-o lume conectată economic. Ce se întâmplă într-o parte a lumii are repercusiuni până în partea cealaltă. Lumea în care trăim noi este băgată în datorii până peste cap. Trăim din bani artificiali. Ron Paul, cel care candidează la președinție, zicea pur și simplu ceea ce se întâmplă acum în America cu tipăritul acesta de bani este producerea unor bani falși. Este tot același lucru când cineva produce bani falși și emite pe piață. Exact același lucru îl facem pentru că banii aceștia nu mai au nicio acoperire în nimica. Există o lege a numerilor mari. Și legea aceasta a matematicii se va răzbuna pe noi foarte, foarte curând. În matematică există o curbă ascendentă a creșterilor exponențiale.
Și când această creștere trece de o anumită limită, nu mai există control. Mergem spre infinit. Și pentru că trăim într-o lume finită, va urma o criză din aceea la nivel global pentru lumea întreagă. Se vorbește foarte des astăzi de căderea dolarului. Statele Unite a făcut un contract cu Arabia Saudită ca toate vânzările de petrol să se facă în dolari. De aceea dolarul a ajuns moneda internațională. Prin petrol a ajuns moneda internațională. Iranul nu mai vinde petrol pe dolari, vinde pe euro sau pe aur. La ora actuală vinde chinezilor direct pe aur. Există tot mai multe voci, mai ales din partea rușilor, a chinezilor, pentru schimbarea monedei internaționale. Nu mai vor dolari, oamenii vor altă monedă. Și odată cu căderea dolarului ca monedă internațională, vom fi afectați absolut fiecare dintre noi. Eu nu vreau să vă sperii, dar trăim vremuri foarte tulburi. Așa cum spune Scriptura, va urma strâmtorare între neamuri. Și nu vom avea nicio soluție. Nu vom ști ce să facem. Nu vom ști ce să facem în această strâmtorare economică în care vom ajunge. Și lucrul acesta se poate întâmpla anytime now, oricând. Cuvântul lui Dumnezeu însă este foarte clar pentru vremurile acestea din urmă și ar trebui întotdeauna să venim la El. Iată ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 3, versetele 17 la 18, când vorbește unei biserici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curat, curățat prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușina goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Textul acesta conține trei sfaturi pentru biserica de astăzi. Și în încheierea temei mele din această seară, aș vrea să vă interpretez în minte aceste trei sfaturi practice foarte importante. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cumpără aur curățit în foc. Fii bogat spiritual, fără impuritățile păcatului. Îmbogățește-te în lumea spirituală. Așa cum ați auzit mesajul în limba engleză în această seară, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu. Pentru că nu contează ce avem în lumea asta. Va arde tot ce există în această lume. Urmează un colaps a tuturor bunurilor. Lumea asta va arde. Haideți să ne îmbogățim în lumea lui Dumnezeu cu lucrurile care nu o să ardă, lucrurile care nu le fură nimeni, lucrurile care rămân pentru eternitate. Să facem din ele prioritatea vieții noastre. În al doilea rând, haine albe. Avem haine albe cu care să ne îmbrăcăm. Fii îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos pentru aceste zile. Pentru aceste zile foarte tulburi. Spune cuvântul lui Dumnezeu cine este sfânt să se sfințească și mai mult. Să căutăm sfințenia lui Dumnezeu. Este sfatul cel mai bun pentru asemenea zile tulburi. Și ultimul lucru care este foarte, foarte important, să căutăm de la Domnul doctorie pentru ochi. Să ne dea Domnul discernământul spiritual să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă între neamuri, între păgâni va fi strâmtorare, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și oamenii nu vor ști ce să facă, nu va exista lumină, nu va exista sfat. Domnul să ne dea un ochi bun, să vedem vremurile în care ne aflăm, să înțelegem lucrurile, să le vedem așa cum le vede Dumnezeu, să le vedem bine. Îmi pare foarte rău că în bubble-ul economic care a fost înainte și am trecut prin el, n-am avut ochii deschiși. Hai să fim serioși. Că nu ne-am fi băgat în datoriile în care ne-am băgat. Dacă am fi avut ochii deschiși, dacă am fi cerut Domnului alifie, medicament, doctorie pentru ochi, să vedem vremurile în care trăim, am fi fost rezervați, am fi avut grijă de bani, nu ne-am fi băgat în investițiile prostești în care ne-am băgat și astăzi am fi dus-o bine. Dar nu am avut. Măcar acum să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea minte, să ne dea înțelepciune, să ne dea ochii deschiși și să nu mai mușcăm încă o dată de momiala diavolului. Și să supraviețuim în aceste zile care vor veni. Pentru că bogățiile, averile,
nu sunt deloc o siguranță a zilei de mâine. Bogăția oferă un sentiment fals de securitate. E un sentiment fals de securitate. S-ar putea să trecem printr-o inflație în care toți banii noștri să nu mai valoreze peste noapte nimic, așa cum s-a întâmplat în România. S-au dus oamenii cu sacul de bani și nu puteai cumpăra o pâine sau cine știe, cu o găleată. Te duceai cu o găleată de bagnote și cumpărai o găleată goală. Nu? Inflație. Acum, în paranteză fie spus, eu tot mă rog Domnului să vină una mare, pentru că este singura mea șansă să scap de datorii. Contractul cu băncile este clar, nu pot să-l modifice ăștia, nu? Și dacă mâine, dintr-o dată, banii se devalorează, atunci o să pot plăti foarte repede datoria asta și scap de ea. Asta înseamnă însă un lucru foarte grav pentru ei care au bani la bancă, ei care au dezaurizați banii, atunci ăștia pierd foarte mult. De aceea nu știu pe care o să asculte Domnul. Am găsit o poză foarte faină. Ramni i-a luat pe nepoți și a vrut să-și facă numele cu ei, nu? Dar de nepoți nu te poți. Ascunde, nu-i așa? Ăștia i-au scris Money în loc de Ramni. Poza aceasta a intrat în circulație foarte repede. Până a văzut Romney că trebuia O înainte de M, deja poza a circulat pe tot internetul. Oamenii sunt fascinați încă de money și probabil că o să leagă pe Romney, care are mulți money. Nu știu ce se va întâmpla, dar sunt mere, nu contează cine o să ne conducă. Criza aceasta economică ne va lovi, nu mereuat. Vreau să încheiem cu niște versete din Sfânta Scriptură care sunt așa de actuale astăzi și ar trebui să sune pentru noi ca un avertisment din partea lui Dumnezeu. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, Domnul spune, folosește ceea ce ai pentru a investi cu înțelepciune în banca cerului. Criza aceasta financiară, care este o criză globală, va lovi pe orice cetățean a acestei lumi. Cred că ea este provocată în mod artificial, cred că la ea lucrează spirite malefice, pentru că lumea trebuie să se pregătească pentru un guvern mondial și probabil va apărea foarte ușor un salvator acum, când nimeni nu va ști ce să facă, când nimeni nu are sfat pentru strâmtorarea în care vom ajunge, va veni un salvator cu o idee care o să ne salveze, nu-i așa? Și salvatorul acesta, spune Sfânta Scriptură, că este anticristul care va oferi o falsă speranță unei lumi disperate. Suntem în pragul unei lumi disperate. Suntem în pragul unei asemenea crize. Haideți să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cuvintele acestea ale Mântuitorului, să ne aducem aminte de ele. Când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Izbăvirea noastră este aproape. Când vom vedea aceste lucruri, Domnul este aproape. Nu am spus aceste lucruri să sperii pe cineva, ci să vă încurajez că izbăvirea noastră este aproape. Domnul vine. Numele Domnului să fie binecuvântat. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune și să încheiem seara aceasta rugându-ne Domnului să ne dea înțelepciune și mai ales să ne dea lumină și discernământ, doctorie pentru ochi, ca să vedem
bine vremurile în care noi trăim și să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos.